La intrarea în magazin, există voluntari care împart flyere cu informații asupra proiectului. Alimentele ajung la beneficiari urmând un proces care se derulează în 5 etape. Cumpărare. Donatorii găsesc la rafturile magazinelor partenere o semnalizare a produselor neperisabile, care pot fi cumpărate și donate, sub îndemnul "Donează acest produs pentru banca de alimente". Donare. După ce alimentele au fost achitate la casă, donatorii vor aplica pe ambalajul acestora o etichetă cu sigla băncii de alimente, după care le vor pune în recipienți special pregătiți. Etichetele se vor găsi lângă recipienții de colectare. Colectarea. Recipienții cu alimente vor fi transportați din magazine la depozitul băncii de alimente. Transportul va fi asigurat de o firmă specializată împreună cu voluntarii Crucii Roșii. Sortarea. Alimentele neperisabile ajunse în depozit vor fi sortate de către voluntari și puse în recipienți diferiți, în funcție de categoria de produs și de termenul de expirare. După aceasta vor fi preluate de filialele Crucii Roșii. Distribuirea. Voluntarii filialelor vor așeza alimentele în pungi inscripționate cu sigla băncii de alimente și le vor distribui beneficiarilor conform listelor speciale întocmite. Beneficiarii sunt persoane aflate în evidența primăriilor și a direcțiilor de asistență socială în urma efectuării unei anchete sociale și a constatării nevoii de a fi ajutați.